ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată în cadrul Consiliului Județean. La mulți ani, vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi am să vă prezint proiectele implementate la nivelul Consiliului Județean, la nivelul județului, pe mai multe domenii. Și o parte din și proiectele care urmează, care sunt în implementare la nivelul județului Bacău. N-am mai făcut o asemenea dare de seamă de ceva timp. Ca atare am să încep să vă prezint pe domenii proiectele care sunt în finalizate, care s-au finalizat la 31 decembrie 2023. Sunt proiecte care au început din 2018, 2019, 2020, o parte dintre ele 2020-2021 și care s-au finalizat în, la 31 decembrie 2023. Pe de-o parte și cu incidere, evident, și cu finalizarea proiectelor pe fonduri europene, pe exercițiul financiar, care trecut la nivelul anului 2023. Ca urmare, am împărțit fiecare proiect, l-am împărțit pe domenii și avem așa, domenii de sănătate, domenii de infrastructură rutieră, domenii de domeniul aeroportuar, apoi transport public, digitalizare, infrastructură pentru cultură, infrastructură pentru învățământ și infrastructură pentru agrement, sportivă și de agrement. Am să rog colegii mei să intre prin, în primul domeniu, infrastructură de sănătate. Avem o totalizare la infrastructura de sănătate de 10 proiecte finalizate. Valoarea totală 100.225.366 lei. Bugetul propriu al Consiliului Județean este de 53 de milioane. Fonduri europene 44 de milioane, buget de stat 1.445.000 și contribuția OAT-urilor, că sunt o parte în asocieri, o să le vedeți că de fapt pe fiecare parte 959.216. Primul proiect, lucrări de extindere și dotare compartiment nou radioterapie. Știți foarte bine cât de important a fost și pentru sănătatea Bacăuan, pentru sănătatea în general, la nivelul județului. Și nu numai, pentru că aici avem foarte mulți pacienți care se tratează. A fost necesară o a doua secție de radioterapie. A început în noiembrie 2020, au început lucrările în noiembrie 2020 și s-a finalizat în ianuarie 2022. Din bugetul propriu, 23 de milioane 846 și pentru acest obiectiv Consiliul Județean a făcut un împrumut care s-a și văzut utilitatea radioterapiei pentru faptul că s-au înjumătățit timpii de așteptare la radioterapie. Apoi avem lucrări de modernizare și extindere, un alt proiect important pentru județul Bacău și pentru Spitalul Județean. Lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primiri și realizare heliport. Un proiect început în perioada 2019, aprilie 2019 și finalizat în decembrie 2022. A avut, evident, în vedere creșterea capacității Spitalului Județean de Urgență, de intervenție promptă, pe de-o parte, dar pe de altă parte și realizarea unei unități de primiri urgențe moderne,
Până acum, până la nivelul 2023, utilitatea acestui heliport se arată prin faptul că s-au realizat 105 transferuri pe cale aeriană. Un proiect realizat pe fonduri europene și cu contribuție, evident, și o contribuție a Consiliului Județean de 17.905.439 lei. Avem apoi dotarea infrastructurii ambulatorului de specialitate adulți și copii din cadrul SJU Bacău, tot un proiect pe fonduri europene, fonduri europene 98%, buget propriu 2%, s-a dotat partea de radiologie, urologie, neurochirurgie, gastroenterologie, cardiologie, medicină internă, reumatologie și neurologie și explorările funcționale. E o perioadă de implementare început în celălalt mandat în 2019 și terminat la nivelul decembrie 2021. Mergem mai departe. Reparații capitale la centrala tehnică, înlocuire utilaje și rețele termice la SJU Bacău. E o lucrare realizată, finanțată de Consiliul Județean în buget propriu de 5.366.498. Perioada de implementare iunie 2023, decembrie 2023. O lucrare modernă, o lucrare care e la nivelul anului 2023 și asigură căldura, asigură agentul termic pentru întreg spitalul în condiții de economicitate. Te rog. Apoi reabilitare bloc operator, trecem la nivelul județului, la Spitalul din Moinești, Spitalul Municipal de Urgență din Moinești, printr-o asociere, bugetul propriu al Consiliului Județean 90% și 10% contribuția UAT Moinești, un proiect care s-a început în februarie 2020 și s-a finalizat în decembrie 2022, de aproximativ 1 milion de euro, 4.052.128. Au fost modernizate spațiile medicale a blocului septic, o sală de operație și a celui aseptic. Trecem mai departe. Reabilitarea sediului ambulanță Onești, reabilitarea ateliere mecanice și electrice la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca din Onești. O contribuție din partea Consiliului Județean de 95% și contribuție UAT 5%, 1.465.740. Perioada de implementare a început în celălalt mandat, mai 2019, februarie 2022. E realizat în baza asocierii cu CJ, cu asocierii cu municipiul Onești. Anul trecut, în alocarea de la bugetul de stat de 27%, care colegii mei, senatori și deputații din Parlamentul României, au alocat o sumă de bani în bugetul de stat, au făcut un amendament și s-a aprobat, iar Consiliul Județean a finanțat diferența de 68% pentru Spitalul Municipal din Onești, pentru angiograf biplan, pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională. În acest moment este unic în județul Bacău. Perioada de implementare a fost ianuarie 2023, decembrie 2023. Fac o mențiune că și Spitalul Județean din Bacău o să aibă angiograf, dar o să ajung la acest proiect, în proiect în implementare. Este unic în acest moment. Asta nu înseamnă că Spitalul Județean din Bacău să rămână fără angiograf. Vă rog. Avem aici chiar o lucrare extrem de frumoasă, extrem de bună și extrem de necesară, realizată pe fonduri europene, în care, tot printr-o asociere cu primăria Onești,
reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal, Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești, să știți că arată extrem de modern. Noi am fost lăudați chiar și de Digi24 când am venit la Bacău și am organizat acolo donarea de sânge și puține spitale arată la nivelul ăsta, așa cum arată Spitalul din Onești. Bugetul propriu, noi vorbim de cofinanțare, bugetul propriu al Consiliului Județean a fost de 14%, contribuția OAT de 1% și fonduri europene 85%. E un proiect început în iulie 2021 și finalizat în decembrie 2023, de 29 de milioane de lei. Important că s-au încadrat în exercițiu financiar trecut și n-a trebuit să fie etapizat. Așa cum ați văzut că fiecare proiect pe care l-am prezentat până acum, toate s-au încadrat în exercițiul financiar trecut, ce presupune atragerea de fonduri europene. Perioada de implementare pentru... sunt două proiecte începute, unul în martie 2020 și finalizat în octombrie 2021. COVID-19, sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice de județul Bacău, o valoare de 3.742.000, buget propriu 13%, fonduri europene 87%, apoi un al doilea proiect, sprijin pentru unitățile de învățământ special de stat din județul Bacău, care le gestionează Consiliul Județean, tot perioada de implementare 2022, iunie 2023, 550.718, fonduri europene 100%. Vă rog. Trecem la un alt domeniu. Ați văzut domeniul de sănătate, investițiile, cele 10 proiecte care vi le-am prezentat. O să facem un total și la final, după ce trec prin fiecare domeniu. Avem infrastructură rutieră, domeniul infrastructurii rutiere. Sunt 27 de proiecte de investiții, din care, înseamnă 189 de kilometri modernizați, valoarea totală este de 563.531.152 lei și avem încă 30 de proiecte de întreținere și aici pot să vă explic ce înseamnă întreținere, înseamnă refacerea drumurilor existente și aducerea la un standard superior de calitate, dar pe zona de întreținere, celălalt reprezintă modernizări și construcții și evident care țin de zona de a se realiza pe baza unui proiect și a construcții noi. Avem undeva 300 în total, 347 de kilometri realizați în perioada în ultimii 3 ani. Sunt proiecte, o parte din proiecte sunt începute și aici putem o să vedeți că de fapt pe fiecare parte, când am început în 2019-2020 o parte și sursele de finanțare pe aceste proiecte, pe de-o parte, bugetul propriu este de 147.647.000, fonduri europene POR 229.841.902, PNDL 101.247.092 de bugetul de stat și lucrări în asociere 39.045.178. Haideți să le enumerăm cele din infrastructură. Bineînțeles, cel mai important proiect de investiții reprezintă 96 de kilometri care transitează 11 comune și sunt peste 30.000 de beneficiari. Această lucrare a fost împărțită în 3 loturi, toate finalizate, toate recepționate. Lotul 1, ce ține de limita de județul Neamț până la Traian, apoi lotul 2, limita de județul Vrancea până la Vrancea, Podul Turcului, izvorul Berheciului și izvorul Berheciului Sepen,
lotul 3, dar care de fapt este la mijloc. Așa a fost împărțit, așa l-am prezentat. Perioada de implementare e în noiembrie 2017, decembrie 2023. Suma totală, suma totală este de 229.841.902,8 lei. Este finanțat prin POR, avem și o contribuție importantă de la nivelul Consiliului Județean. Să știți că nu a fost un contract chiar foarte simplu de implementat. S-a scris în anul, de câte știu, fișa de proiect de punere a fost undeva în anul 2016, la începutul exercițiului financiar. Mandatul fostului președinte de atunci s-a pus pe hârtie, s-a obținut finanțare, apoi a urmat partea de proiectare și de achiziție și efectiv de execuție. Lucrul ăsta s-a petrecut în perioada noiembrie 2017-decembrie 2023. Ordinul de începere a lucrărilor efective a fost dat undeva în vara anului 2020. Am la acest proiect am întâmpinat și greutăți, dar uite că s-a reușit să-l implementăm până la finalul anului 2023. Faptul că s-a reușit într-un termen foarte scurt să recuperăm timpul pierdut pe perioada pandemiei și prin rezilierea unui contract care trena, cei 58 de kilometri, mă refer la lotul 2, s-a realizat în termen și în foarte bune condiții. Te rog. Apoi avem o serie de investiții prin Consiliul Județean. Reabilitare, modernizare DJ-117, podul Berzunț, îl știți cu toții. Reabilitare podul pe DJ-117, apoi știți care face legătura între Berzunți, poduri, a fost împărțit în două, pe de-o parte pe localitatea, pe area localității Berzunți și pe area localității poduri, unește cele două localități și, după cum vedeți și dumneavoastră, sunt realizate în condiții foarte bune de calitate. Reabilitare poduri DJ-117, apoi avem pădureri Bunăvan, 15 km, reabilitare și modernizare 123, Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, 6,3 km. Reabilitare și modernizare DJ-119, Ciucan, zona Răcăciuni, cu Motoșeni, Stănișești, 15 km. Tronsonul Bălcescu fără oani de 1,8 km și urmează acum să-l finalizăm prin Anghel Salim, să facem legătura cu Sărata. DJ-118 Strugar Rechitiș, 6,3 km și acolo o lucrare foarte frumoasă și nu știu dacă le-am o să le regăsiți în imagini, dar într-adevăr arată un drum realizat în condiții de calitate superioară. Apoi avem Berești, Bistrița, Pădureni și Săucești, în zona noastră, Ungureni, Vivoreni, 1,3 km, Blăgești, Băsești, 5 km, reabilitare și modernizare Vinișoara, 2,2 km, modernizare Parava Rădoaie, etapa 1, 2,4 km, o să urmeze, o să vedeți și partea de implementare, mai avem o porțiune care trebuie să o finalizăm. Modernizare DJ-117, 2 km, reabilitare Neamț-Lipova, la limita cu județul Vaslui, 7,5 km. Apoi modernizare în asociere cu UAT Dofteana a unui drum de 2,5 km, un drum extraordinar de frumos, care scoate în evidență nu doar zona, dar și ajută extrem de mulți locuitori, pentru că face legătura între două drumuri județene. Nu, un drum național și un drum județean. Apoi, una din o
lucrare extrem de grea, dar promisă și chiar la începutul mandatului, reabilitarea Stradei Industriilor în zona platformei Onești, în zona, unde avem, avem 4-5 investitori care lucrează pe platformă și au fost și solicitarea lor să refacem acel drum. S-a finalizat la finalul anului 2023. Este un drum realizat din, din beton. Rar se mai lucrează în, în țară pe acest sistem, dar să știți, un drum care a ieșit foarte bine, care alături de Vișoara chiar le leagă și tot realizat în aceleași condiții. Condițiile de realizare au fost oarecum complexe, pentru că nu se putea circula în momentul când se turna betonul, nu se putea circula minim 30 de zile. Deci a trebuit să se găsească rute alternative. Mă bucur că s-a finalizat. E o investiție de undeva 17 milioane de lei suportată integral în asociere cu, municipiul Onești. Dar 95% municipiul. Apoi o altă asociere pentru Târgu Ocna. Străzile Cărămitării Viitorului și Cimitir Târgu Ocna, s-a refăcut toată zona de acolo, sunt niște lucrări extrem de bine realizate și acolo am fost în teren. Toate lucrările pe care vi le arăt, să știți că am fost, m-am deplasat la fiecare dintre ele, pe, în diferite etape ale realizărilor. Apoi avem recalibrare al Viei Podul și reabilitare podul pe DG241. Avem o consolidare foarte bine făcută, drum cu zid de sprijin DG252 Bugoci Bibirești și construire pot pe DG243B la Medelen, kilometru 62+90. Apoi înlocuire podeții DG119 kilometru 8+592, lucrări de reparații în pe zona calamităților, apoi tot pe calamitate, drumul agricol Scărișoara-Răgoaza, chiar a fost la acea lucrare foarte bine a ieșit și a reușit să colecteze toate, tot ce înseamnă să consolideze chiar un mal, un deal, care de fiecare dată când ploua, venea peste podul respectiv. Refacerea podului afectat la DG241 și consolidare DG241 zidul de sprijin. În iunie 2019 au fost calamitățile, s-au finalizat anul trecut. Deci, în total, lucrări de investiții pe infrastructură rutieră sunt 189 de kilometri, 27 de proiecte de investiții, din buget propriu 16 proiecte, pe POR un proiect, pe PNDR 6 proiecte și 4 proiecte în asociere. Am făcut o recapitulare ca să avem un ordine de mărire, de mărime. Apoi avem lucrări de întreținere la nivelul întregului județ și doar voi număr, deja Comăneștea Său, Divez Verzunți, Enăchești Tescani, Florești, Enăchești Rugari, Dumbrava Unești, Vespes, Buda Bacău, Bacău Leterveche, Berești, s-a spus limită de județ Vrancea, Valea Seacă, Vorbeni, Drăgușani, Buhuș, limită de județ Neamț, Dieneț, Mărvila, Răcăciuni, în zona E85, Dieneț, Mărginen, Emiliuș, rampă pasaj pentru autostrada Sălucești, Vuturen, Godinești, Sândulen, Pirseaca, Enăchești, Bosoten, Florești, 9,7 km, Lespes, Buda, Blăgești, Onești, Tuta. Și aici am intrat și în oraș, pentru că o parte din acel drum era aparținut inițial la Consiliul Județean și dacă tot eram în zonă, tot se asfalta, a venit și cu asfaltare până la nivelul, până aproape de biblioteca din Onești. Apoi Târgu Ocna, DG116, 5,2 km, să facem un total. Asăustraja, Verzunț-Livezi, Fărăoani, Podul Turcu, Dealul Morii,
chiar o lucrare care este complementară cu axa strategică, pentru că e în zona, apropiată de limitele de județ cu, Vrancea și apoi podul Turcului de-a Lumore, cele două drumuri, Berești-Bistrița, Pădureni, Buravăi, Racova, Vrancea de-a Lumorei, Oncești-Pădureni, Godovana, Grodișoarele, limita de județ Vrancea de-a Lumorei, ceea ce vă spuneam cu podul Turcului de-a Lumorei și limita de județ Vrancea de-a Lumorei, Ungureni, DG252, totalizând 31 de proiecte și 158 de kilometri din bugetul propriu. Ca urmare, deci avem un total de 347 de kilometri refăcuți, cu o valoare totală 628.697.873 lei. Avem infrastructura aeroportuară. Noi, pentru a elimina anumite confuzii, sunt două proiecte finalizate. Valoarea totală este de 252.169.515, din care 214.344.087 din fonduri europene, 32.782.036 buget de stat și buget propriu 5.043.390. Mă refer buget propriu, din cofinanțarea Consiliului Județean. Și aici mă refeream, e o perioadă de implementare a pistei, infrastructura aeroportuală, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare. A fost septembrie 2018, s-a finalizat în mai 2021. Înțeles că au fost și alte lucrări cu alte obiective finalizate, mă refer de terminal, care a fost finalizat în alt mandat, dar toate la un loc, și aici mă refer la, partea de pistă, din bugetul propriu 2%, din bugetul de stat 13% și 85% fonduri europene, 182.967 dăm la al doilea proiect și un proiect, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Enescu, este extrem de important pentru că acest proiect, alături de pistă, alături de terminal, toate desfășurate pe parcursul a 5-6 ani, toate vin acum spre a certifica aeroportul pentru categoria 2, ceea ce înseamnă că se poate ateriza un sistem de siguranță la zbor, se poate ateriza din ambele părți ale pistei și în condiții de vreme nefavorabilă. Acum câteva zile am fost cu domnul președinte a aeroportului Radu Vesniuc și am văzut calibrarea acestui sistem și ce m-am bucurat, faptul că acest sistem este extrem de modern, care nu e compus doar, eu mă refer doar la partea de aterizare, care e cel mai important, dar este un sistem care se poate certifica prin upgradare și categoria 3. Asta înseamnă că în orice condiții, pe pilot automat, cum mi-au povestit cei de la, Autoritatea Aeronautică, ceea ce ne conferă, nouă ca aeroport un atu în plus pentru companiile aeriene și pentru dirijarea zborurilor la, pe aeroportul din Bacău în orice condiții. În acest moment așteptăm certificarea, nu știu dacă s-a terminat, dar că zilele astea se termină partea de calibrare. Așteptăm certificarea pentru CAT 2 și urmează apoi certificarea pentru CAT 3, ceea ce ne am putea spune că suntem singurul aeroport din zonă care să aibă o asemenea certificare.
La transportul aeronautic, care s-a suscitat extrem de multe discuții la începutul anului, mă bucur că la finalul anului 2023 am putut să anunțăm că operează în cadrul pe aeroportul din Bacău trei companii, Wizz Air, Aeroitalia și Danair, cu nouă destinații până la 31 decembrie, dacă nu mă înșel, așa este, și din martie, Madrid, Milano, Bergamo, Bologna, de număr și pe celelalte, dă un pic înapoi. Londra, Bruxelles, Torino, Dublin, Roma, Barcelona, Liverpool, Catania, Milano, Venezia. Să știți că noi suntem într-o continuă, aș vrea să apăs un pic pe acest subiect, pentru că a fost un efort conjugat între conducerea aeroportului din Bacău, actuala conducerea aeroportului din Bacău și Consiliul Județean, și pentru a realiza un program extrem de viabil Bacău Reconnect, cu scheme de minimis, cu conectivitate la nivel de infrastructură rutieră, și aici mă refer să avem shuttle de la gară către aeroport gratuit, să avem shuttle din Chișinău către Bacău, și corelarea oarecum cu transportul feroviar, mai mult decât atât, s-au aprobat prin Consiliul Județean scheme de minimis pentru operatorii noi și pentru destinații noi, care acreditate, bineînțeles, certificate de către Consiliul Concurenței, în așa fel încât să nu existe probleme, și care ne-au adus rezultatele care le vedeți, față de ce aveam în ianuarie, la începutul ianuarie, la cum așa, undeva pe data 15-16, când rămăsesem cu două destinații, putem spune acum că avem destinații care să ne asigure o predictibilitate pe termen mai lung. Este extrem de important de subliniat faptul că noi suntem într-o continuă concurență cu aeroporturile din zonă, fie că vorbim de Iași, Suceava, Brașov, Sibiu, și contează extrem, extrem de mult cum reușesc să te pliezi pe solicitările companiilor, pe de-o parte, dar și realizarea interesului aeroportului. Cele două aspecte trebuie să coreleze într-un mod în care să fie win-win, în așa fel încât și aeroportul să aibă de câștigat, cât și companiile să vadă că sunt profitabile aceste curse. Aici un proiect extrem, extrem de greu, cu transportul public județean. Transportul public județean a fost demarat undeva în octombrie 2022, baza unui studiu de trafic, din 2019. S-a licitat, să știți că nu extrem de dificil parcursul. Am încercat să împăcăm toți participanții la acest proiect, și aici mă refer cu UAT-uri, companii de transport și, bineînțeles, Consiliul Județean. Am realizat 4 dezbateri publice care au prezentat trasee, programe, caiet de sarcini în dezbatere publică, în așa fel încât să asigurăm o transparență foarte mare acestui proiect, pentru că este, mie mi se pare, un proiect vital pentru județ. Și am depus foarte mare atenție pe el. Am reușit undeva, la nivelul noi aveam 164 de trasee. Vă spun ce era înainte. Reglementarea de atunci, legislația de atunci, făcea de așa natură cât de la Ministerul Transportului se eliberau licențele de transport pentru județ, iar județul era doar cel care monitoriza acest transport, era doar beneficiar. După schimbarea legislației, Consiliul Județean trebuie să se ocupe de
tot ce înseamnă transport în județ, scoatere la licitație și, bineînțeles, delegarea acestui serviciu de utilitate publică. S-a reușit din cele 163-165 de trasee inițiale să se ajungă la 20 de loturi, s-au grupat pe loturi, s-a scos la licitație pe loturi, s-a finalizat licitația, a fost o licitație extrem de complexă, a fost, această licitație a fost verificată, am avut verificarea NAP pe ea și asta a întârziat mult termenele, s-au decalat termenele pentru că nu puteam să trecem mai departe la altă etapă dacă nu aveam viza NAP. S-au semnat în acest moment 18 contracte pe 18 loturi. Două contracte, un lot nu a fost anulat, și s-a scos din nou, se află în achiziție publică și un lot este suspendat, se va rezolva în instanță. În rest, evident că a trecut perioada de mobilizare, se operează, mai sunt multe probleme de rezolvat, de adus, de agreventat cu transportul public județean și cred că la un moment dat aș fi fost, deși am așa crezut, aș fi fost naiv să cred că va funcționa totul perfect. Pentru că avem o mare problemă aici. Problema care se repercutează și asupra transportului public este transportul municipal, transportul metropolitan. S-au preluat, noi la nivelul județului preluăm din jurul Bacăului și transportul metropolitan, pentru că nu funcționează în acest moment. Nu mai funcționează transportul public Bacăului, numai cetățenii care erau transportați, pasagerii, către Bacău, bineînțeles că pun o presiune foarte mare pe transportul public județean, care s-a licitat la nivelul anului 2019, pe baza unui studiu de trafic, care era diferit atunci de ceea ce este acum, ținând cont de această lipsă. Un al doilea lucru care a pus presiune pe transportatori și, evident, pe Consiliul Județean și care a generat foarte multe discuții între primăriile limitrofe, a fost gratuitatea elevilor. Pentru că față de câți elevi aveam inițial care circulau pe transportul public, acum s-au dublat, dacă nu s-au triplat. Bineînțeles, fiind gratuit. Și plus că e modul de decontare, s-a rezolvat și acest lucru. Noi mai suntem acum în faza în care să reevaluez, să aducem la zi transportul public, adică să aducem la zi studiul de trafic, să vedem unde m-a mers bine, în ce zone. Am și transmis către primării o adresă prin care să transmită toate problemele care le-au întâmpinat cu transportul public județean, în așa fel încât să putem să le reglementăm printr-o actualizare a documentației și prin prestarea corespunzătoare, așa cum ne solicită contractul de delegare și și agrementat, evident, și cu AT-urile, ținând cont de noile date. Așa. De asemenea, pentru a avea o... Știți foarte bine că unul dintre cele mai mari probleme e partea de capăt, de final. Și atunci am reușit să găsim o soluție cu aeroportul din Bacău. Să autorizăm o autogară Bacău Sud. Avem o să o declarăm operaționalizată în curând, va fi deservită de către Consiliul Județean. Vom muta acolo un serviciu de transport public care să monitorizeze prin GPS toate transporturile la nivelul județului. Acea autogară va servi ca un punct de plecare în oraș, pentru că vreau să corelez cu transportul municipal, și asta a fost una din condițiile care l-am discutat cu domnul primar, să corelăm autogara Sud cu traseile din Bacău, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să se ducă în altă zonă, în altă, ca punct terminus. Odată ce am legăturile stabilite între autogara
sud și traseele din oraș, nu văd de ce s-ar mai deplasa în altă zonă. Asta e un aspect. Al doilea aspect în, al utilității este și monitorizarea transportului județean. Și asta se va face pe baza, noi suntem în faza în care s-a achiziționat un soft, o platformă, pe care se vor încărca tot ce circulă în cadrul județului, mă refer ca transport public, și se vor monitoriza pe GPS. Așa vedem dacă se respectă programul, dacă se respectă mașina care a fost licitată să fie încărcată în platformă. Și fără să mai fie nevoie de un control direct, așa cum facem acum, unde avem sesizare, ne deplasăm în teren, facem constatare, amendă sau, eu știu, măsuri reparatorii. Ca atare, dacă reușim, și o să reușim să punem acest lucru pe, cred că în prima parte a anului, să putem monitoriza transportul public județean, concomitent, fără de la Autogara Sud. Autogara Sud vrea să mai facă o mică completare, va fi pusă la dispoziție pentru transportatori în mod gratuit. Pentru că și partea există contribuția într-un contract de delegare și obligația semnatară. Mă refer la Consiliul Județean. Și realizarea unor anumite investiții care să asigure o funcționalitate corectă a transportului județean. Și asta va face parte din această obligație pe care o vom respecta. Vă rog. Avem două proiecte care vi le-am prezentat, digitalizare, trecem la alt domeniu. Valoarea totală a proiectului de 6.364.000, fonduri europene 5.798.000, bugetul de stat 438.000, buget propriu 127.000. Sunt două proiecte finalizate. Primul proiect se referă la Bacău Smart County și pe baza acestuia pe lângă faptul că s-a digitalizat evaluarea strategiei și strategia în sine și modul de lucru, mecanisme, proceduri, cred că cel mai important este că s-a realizat o strategie de dezvoltare durabilă a județului Bacău. Și aici am să fac o mică paranteză. Pe baza acestei strategii de dezvoltare, să știți că ne-am bazat când vorbim de proiectele următoare, care o să le prezint în implementare. Mai mult decât atât, tot pe baza acestei strategii de dezvoltare, o să avem în continuare, o parte din asta știu, o să facem un eveniment din lucrul ăsta, pe baza strategiei de dezvoltare o să dezvoltăm brandul de Bacău. Și nu numai, și proiecte, rezultate din această strategie pe baza brandului de Bacău, în așa fel încât să mergem nu doar pe, să zicem, pe ce dorește Consiliul Județean, ci ce este necesar la nivelul județului Bacău să dezvoltăm în așa fel încât să avem un județ dezvoltat din toate punctele de vedere sau cu ceea ce este fiabil pentru noi. E posibil la noi să nu putem să dezvoltăm, zic, industria maritimă când avem cum. Dar ne putem axa pe ceea ce avem, ce avem noi consolidat, bun, care trece dincolo de granițele județului. Dar acolo o să prezint separat și o să vă invit la o conferință de presă și nu numai, poate la un eveniment care se prezinte ceea ce s-a muncit acum de 6-7 luni de zile la brandul de Bacău și bazat pe strategia de dezvoltare. De asta am ținut să vorbesc un pic mai mult despre acest proiect. Al doilea proiect îl reprezintă Servicii Publice de Calitate în nivelul județului Bacău. Este un portal și ați văzut, este funcțional, mai avem de lucru la el, se bazează pe o platformă de tip back office, front office, în așa fel încât să depună documentații, să scoate certificate de urbanism, să scoatem autorizații sau, plecând de la simpla petiție, să facă electronic,
E un proiect realizat pe fonduri europene, 98%. Încă mai avem de implementat, nu de implementat, trebuie să finalizăm, dar mai avem de lucru pentru a putea să fie funcțional 100%, pentru că nu știu dacă nu ne permite legislația, de exemplu, pentru autorizație. Noi am realizat acolo cameră virtuală care ar trebui, noi am făcut cu fiecare dintre unitățile avizatoare protocoale de colaborare în așa fel încât să știm, să avem componenta CIS, să știm pe unde trec toate utilitățile, dar pe lângă asta ar trebui să-și pună viza tot în camera virtuală, în așa fel încât nu se mai deplaseze cetățeanul de la o instituție la alta. De asta mai este de lucru, încă mai trebuie completat din punct de vedere și al legislației. Cât de valabilă, vă dau un exemplu, cât de valabilă este semnătura pe autorizația de construcții. Cam asta este problema. Și pe viza, pe documentația care stă la baza emiterii unei autorizații. Aici, pe asistență socială, infrastructură pentru asistență socială, sunt 12 proiecte finalizate. Pe fonduri europene, pe POR, 16.643, POCU, 107.029.304, buget propriu, 11 milioane și contribuții UAT-uri, pentru că avem și asocieri cu UAT-urile, 1.406.000 și am să enumăr, am să vi reprezint, am să enumăr pe localități, ca să nu dau denumirea la fiecare din proiecte, mă refer Moinești, Târgu Ocna, Răcăciuni și Tamaș. Și acolo s-au realizat locuințe protejate, toate realizate prin fonduri europene, am trecut prin toate, am văzut condițiile, sunt condiții apropiate de cele care, de un standard ridicat de calitate și realizate în condiții foarte bune, nu s-a și reușit mutarea persoanelor cu dizabilități peste tot, anul trecut s-a și finalizat. Și trecem la infrastructura pentru cultură. La nivelul anului trecut am realizat o asociere cu municipiul Onești, pe două obiective, două proiecte independente, dar care țin de același domeniu de cultură. Unul reprezintă lucrările de modernizare și dotare la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, municipiul Onești. Și al doilea proiect, am lăsat ultimul, mi se pare cel mai important, modernizarea infrastructurii din zona Orizont, municipiul Onești, strada Mercur și amenajarea pieței Casei Culturii. Vă spun, este impresionant. Noi am fost, chiar la trecerea dintre ani, când s-a inaugurat oficial piațeta, arată impresionant. Este un loc extrem de modern și care a arătat, adică arată, scoate altfel în evidență și biblioteca nouă construită, care se va da în funcțiune în curând. Și un proiect realizat cu Primăria Onești și l-am și felicitat pe domnul primar, care a avut energitatea de a sta pe lucrare și pe piațetă și bibliotecă să le realizeze într-un termen impus, până la 31 decembrie 2023, pentru că acolo e o contribuție POR, e o contribuție a Uniunii Europene, pe fonduri europene de 60%, contribuția UAT-ului de 15% și bugetul propriu al Consiliului Județean de 25%. Și perioada de implementare a fost relativ scurtă pentru aceste două obiective, care erau în decembrie undeva 2021 și decembrie 2023. O să vedeți că și biblioteca, atunci când o va da în funcțiune, arată impecabil. Și să știți că chiar mi-a plăcut angajamentul primarului pentru această zonă, fără de care cele două obiective nu s-ar fi realizat. Așa că alături de strada Industriei,
alături de investițiile către spitalul municipal, alături de pețete și bibliotecă, am reușit să creăm asocieri care a adus pentru zona de acolo o plus valoare și care se și vede. A fost în seara, la trecerea dintre ani, peste 20.000 de cetățeni în piațele. Și nu era chiar foarte cald, să știți. Bineînțeles că a fost agreditat cu headway. Și asta a fost un motiv, dar chiar foarte frumos. Și, într-adevăr, Oneștiul are altă față. Apoi mai avem o serie de investiții realizate la, uitați, Comuna Gura Văii. S-a reușit, eram extremis pentru alimentare cu apă. Am realizat o asociere care, prin care am reușit să se finalizeze, bineînțeles, împreună cu primarul Gura Văii, un om extrem de destoinic, și care a ținut, neapărat, s-a ținut de acest proiect să-l finalizeze și să aibă un sistem modern de alimentare cu apă în Gura Văii. Eu știu ce probleme au fost acolo și vă spun că vorbesc în cunoștință de cauză și din prisma faptului că într-o anumită perioadă am fost prefect și subprefect și m-am ciocnit de problemele cu apa din această localitate și de cât de prost era realizată o lucrare care ar fi trebuit să funcționeze corect. Domnul primar Tinei a reușit să facă, într-un termen foarte scurt, vedeți, mai 2023, de decembrie 2023, să facă o instalație funcțională și care să asigure un serviciu de alimentare cu apă modernă. Valoarea 6.283, nu mai dau înapoi, că știu, nu-i... Apoi avem... Acestea sunt investiții directe ale Consiliului Județean, bugetul propriu, 5.735.335 s-a finalizat Casa 2, mă refer la un sediu 2 al Consiliului Județean, să știți că foarte modern, îmi pare rău că n-am, dar cred că avem undeva pozitiv. Și reparații la clădirile centrului școlar, undeva buget propriu 51%, PNDL 49%, dar prima lucrare este din... de 100% din bugetul propriu. Și aici o recapitulare a tuturor proiectelor finalizate, repet, ca să nu avem, nicio... Eu nu pot să-mi asum ce a fost... este o continuitate de proiecte care au început altele în 2016, 2017, 2018, 2019, dar finalizate în 2023, 2020, 2023, infrastructură, vă citesc câteva cifre, sunt relevante, cred, ca și valoare, infrastructură rutieră 628.697.874 lei, infrastructura aeroportuară 252.169.515, infrastructură în asistență socială 136.229.870 lei, infrastructură de sănătate 100.225.367, infrastructură pentru cultură 39.328.148, digitalizare 6.364.029 și alte investiții 20.115.688. Total investiții înseamnă 1.183.030.490, aproximativ 237-238 de milioane de euro. Din care avem fonduri europene 641.353, buget propriu 346 de milioane, buget de stat 143 de milioane și contribuții OAT-uri, și aici când mă refer la contribuții, cele care sunt în cofinanțare și în asociere. Și aici mă refer la tot județul, preponderent, evident, și în cadrul, mă refer, Spitalul Județean de Urgență, Spitalul Moinești, Spitalul Onești, adică ținând cont de fapt exact ce am asumat sau ce ne-am asumat ca și echipă, să investim în sănătate, în infrastructură rutieră, în cultură, în învățământ. Și acum, dacă... Aceasta este prima parte a conferinței de presă pentru proiectele finalizate. Dacă la aceste proiecte finalizate aveți întrebări,
ca să nu fie un rit monoton în care doar eu să prezint. Dacă aveți întrebări la proiectele finalizate. Ați abordat, domnule președinte, zona aceasta de infrastructură rutieră cu prioritate sau pur și simplu dinamica atragerii fonduri și disponibilitatea găsită pe axele de finanțare a determinat că încât de s-a văzut așa ca o sinteză la sinteză, cea mai mare sumă este în zona aceasta. Da, cea mai mare sumă este în zona respectivă. Să știți că prioritate întotdeauna bugetul Consiliului Județean a fost sănătate. Dar axele de finanțare și modalitatea și costurile proiectelor, evident, dau valoarea acestora. Evident că infrastructura rutieră în nivelul județului este foarte mare, sunt 840-850 de kilometri, din care noi am reabilitat, modernizat, întreținut 346 de kilometri, parcă 346 ieșea din total, și de corespondent valorii. Nu neapărat că ca o prioritate, toate sunt priorități. Noi am pus pe primul loc sănătatea, infrastructura rutieră a și venit ca urmare a proiectelor începute înaintea mandatului, dar și ca o concentrare pe actualul mandat să le finalizez și acolo unde avem întreținere, pentru că au fost extrem de multe solicitări din partea primăriilor, din partea cetățenilor, pe anumite drumuri care nu erau la un nivel ridicat de... Trebuiau trecute prin întreținere, ca atare, așa a ieșit în funcție de prioritățile cetățenilor, mai mult decât ale noastre. Dacă zone așa de tot așa, dacă ați făcut o statistică, probabil sau au făcut colegiile astea, în ce zone de Bacău să este mai mult? Indiferent de... Nu, a fost echilibrat. Eu am să vă spun și dacă vedeți, uitați-vă, luăm orice, în orice zonă. Ne ducem pe zona de Est, s-a investit și în zona de Est, s-a investit și în zona de Vest. Și în zona centrală, acolo unde s-a putut. Pentru că sunt proiecte, de exemplu, cum e axa strategică, evident că a ridicat mult zona de Est pe parte de infrastructură rutieră. Dar dacă o să vedeți, venim pe zona de Vest cu un alt proiect care este în implementare și o să fiu prezent în așa fel încât să avem un echilibru. Mai mult decât atât, investițiile pe zona de infrastructură rutieră și au fost echilibrate, dar și date în funcție de viabilitatea. Pentru că nu pot să mă duc să zic, să asfaltez în loc care am o zonă care e realizat, e în regulă infrastructura rutieră, ca atare, în funcție de necesități, să zic așa. Același lucru, și revin la partea de sănătate, același lucru în zona de sănătate. Ați văzut că noi, ca și Consiliul Județean, s-a investit, unul, Spitalul Județean de Urgență, dar și Spitalul din Onești, și Spitalul din Moinești. Am asigurat un echilibru în toată zona de infrastructură de sănătate. Și o să vedeți în proiectele următoare că apare și Spitalul din Bucuș. Ca să nu creăm vreo, să zic așa, vreun decalaj de investiții și plus că asigurăm și un echilibru cam în toată zona. Și mai ales că sănătatea, învățământul sunt prioritare pentru noi. Cât de greu v-a fost să faceți ordine în transportul județean, pentru că au fost nenumărate sesizări pe care noi le-am primit, au fost necazuri multe legate de transportatorii care erau înainte. Da. Ce se întâmplă? Foarte greu. De ce? Pentru că este foarte greu să schimb un transport public care era funcționat într-un anume fel și funcționa mai mult pe cutume decât pe legislație în sine. Și cred că perioada de mobilizare n-a fost suficientă, de 3 luni de zile, că trebuie o perioadă de mobilizare mai mare, ținând cont de faptul că se vin cu mașini noi, dar avem și pasageri mai mulți decât am avut inițial. Și ar trebui, la un moment dat, să venim cu rezervă de microbuze, de autobuze, care să preia
surplusul de pasageri. Știți foarte bine că plus a fost și o perioadă de iarnă, asigurarea programului efectiv, prezență la 7:30, greu, cel mai bun exemplu că nu se putea ieși din oraș. Era cel mai bun exemplu. Aveam întârzieri din cauza asta. Dar e un proiect, transportul public județean, care într-o perioadă relativ, să zic așa, 2-3 luni de zile, ușor-ușor să despară aceste reclamații, cu atât mai mult cu cât încerc să aduc la zi solicitările și condițiile care nu erau atunci, nu puteau fi prevăzute la momentul când s-a făcut studiul de trafic, să le aduc la zi în așa fel încât să avem un transport public modern la nivelul județului. În acest moment mai sunt situații în care, ca să preluăm fluxul de pasageri, ne permite contractul și o spun ca să se elimine din capul locului orice altă interpretare. Sunt o parte care au pierdut și îi urmăresc pe cei care au câștigat. Atunci, domnule, dar se lucrează parcă cu aceleași, am văzut eu un microbus sau care e mai vechi decât data respectivă. Legea, contractul permite, pe surplusul de pasager, temporar, să poți să-l preiei cu alt autobuz sau alt microbus din parcul existent, dar doar ocazional. Și de asta pot să mai apară situații de genul ăsta. Dar cu timpul aceste situații se vor normaliza și nu va mai fi cazul. Noi trebuie să aducem capacitatea la nivelul fluxului de călători. În opinia noastră, cum vom intra într-o oarecare normalitate? Cred că noi am declanșat deja o lună de zile o analiză la nivelul întregului județ. Anul ăsta am și luat o consultanță de specialitate în așa fel încât să modificăm în jur de o lună, nu, hai să nu zic o lună, că este o prea optimistă, în jur de două luni de zile, trei luni vom avea o normalizare a traficului. Dar, repet, mai există și o componentă extrem de importantă, transportul metropolitan, care nu funcționează. Noi trebuie să ne adaptăm la acest lucru. Chiar dacă suntem singuri care facem transport. Și atunci gândiți-vă presiunea. Ei au venit cu niște capacități, au licitat, cu niște capacități de transport, care acum trebuie să le mărească datorită faptului că nu avem existent un transport funcțional. Asta e problema care apasă pe... Și de aici apar și anumite reclamații. Dar încercăm să le normalizăm, încercăm să le agreementăm și să vedem. Poate se reușește, am înțeles că s-a declanșat procedura de achiziție publică la transportul metropolitan, care, din păcate, la acel transport nu a fost consultat, deși făceam parte din zona metropolitană, chiar a fost oarecum marginalizat din punctul ăsta de vedere. Fapt ce ne arată acum, că cele două transporturi nu trebuie să fie concurente. Pentru că oamenii au licitat un număr de pasageri, un tarif, un preț, care l-au licitat în funcție de ceea ce aveau la momentul de atunci. Și trebuia agrementat și cu transportul public. Ori el nu trebuie să fie concurențial, el trebuie să fie complementar. Să ne sprijinim unii pe ceilalți. Asta am solicitat și prin Consiliul Local, s-a reușit să, măcar o hotărâre de Consiliul Local, să treacă acest amendament, dar implementarea efectivă va fi foarte grea și să agrementăm cele două. Metropolitanul de transportul județean. Ideal ar fi să avem cât mai mulți ofertanți, în așa fel încât să țină cont de toate condițiile pe care le avem și noi în transportul public județean. Da, dacă îmi permiteți să trec la proiectele în implementare și la fel sunt structurate așa cum au fost structurate și cele finalizate, sunt niște proiecte ambițioase. Te rog? Tot infrastructură de sănătate, 13 proiecte, valoare totală 621.762.549, dar nu o să vă mai citesc când am avut fonduri europene, aproximativ 315 milioane,
Buget propriu, 100 de milioane, buget de stat 8.479, în curs de cele două, în curs de depunere, POS și BEI, n-au apărut încă ghidurile de depunere. Noi avem pregătite proiectele, dar o să vă explic pe fiecare parte. Și apoi contribuțiile UAT-ul, 3.786.074, în asemenea, tot așa cum am prezentat proiectele finalizate, să știți, pe aceeași structură ne-am dus, doar că ne-am mai extins, ne-am dus și pe altceva, care nu aveam până acum. Te rog, hai să începem cu primul proiect, care e cel mai important. Adică cel mai, să zic, vizibil și cel mai discutat în ultimii 14 ani, 15 ani. Fostul Spital Municipal Bacău. Noi, în decurs de... Eu am să vă spun o mică... Nu neapărat o mică povestioară, dar cred că e bine să puntez anumite lucruri. Ce am făcut din noiembrie 2022 până acum? Din noiembrie 2022, pe lângă faptul că s-a obținut finanțarea, s-a reușit trecerea pe PNRL, pe lista din cele... din 49 de proiecte, noi am ajuns undeva pe locul 5 după puntaj. S-a reușit semnarea contractului de finanțare, s-au făcut documentele pentru scoatere la proiectare plus execuție, ca să mai mișorăm din timpii, să evităm niște pași falși. S-a scos la licitație în vara anului 2023. Am avut o licitație ratată. Ratată. Nu, n-aș putea spune ratată. Nu s-a putut, a trebui anulată. De ce? Pentru că cei care au participat la licitație nu îndeplineau condiții. Este o lucrare care nu cred că poate să o facă oricine, trebuie să aibă o experiență și nu ne putem permite ca acest contract sau acest obiectiv să nu fie realizat în termenul prevăzut. Tocmai de asta am fost extrem de scrupuloși și am descalificat tot ce nu corespundea cerințelor noastre și atunci s-a reluat licitația. Suntem în această perioadă, suntem în fază de evaluare, documente de clarificare, de fapt în evaluare duală. Efectiv, știm cine este câștigătorul, propus câștigător, dar mai avem documente de clarificare să vedem dacă corespund documentele depuse, documentele declarate cu cele depuse. Cam asta fie, ar trebui ca undeva într-un termen rezonabil de câteva zile să putem anunța câștigătorul și, bineînțeles, o să urmeze perioada de contestație, care e posibil să fie, posibil să nu fie. Este extrem de ambițios în perioada de implementare, dacă ați văzut, este iunie 2023, așa este trecut aici, dar să știți că nu o să fie această perioadă de implementare, o să fie mai încoace. Adică mă refer la partea de să semnăm contractul undeva, poate în februarie. Și din momentul când s-a semnat contractul, începe și perioada de execuție a acestui proiect, care e proiectare plus execuție. Am dat un termen foarte scurt de proiectare, în așa fel încât să înceapă execuția, pentru că studiul de fezabilitate și documentele puse la dispoziție se duc în apropiere, adică de a putea realiza un proiect într-un termen foarte scurt. Și aici arată și capacitatea societății care va câștiga sau întreprinderea va câștiga lucrarea, dacă reușește, adică se reușească să încadreze în termen. E undeva, dacă vedeți, iunie 2023, martie 2025, aproximativ un an de zile în realizare. Ca să elimin orice altă discuție, că am mai auzit discuții în zona Spitalului Județean Doamne, dar durează 7 ani, nu o să dureze 7 ani, nu o să dureze nici 5 ani, o să dureze cât scrie în contractul de execuție, cât scrie contractul asumat de antreprenor și aici nu o să fac, ca peste tot, niciun rabat în a urmări acest contract să finalizeze în termen și optim. Vă spuneam mai devreme că, referitor la acest proiect, vă spuneam că este schimbat într-o mare parte, pentru că trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să se califice NZ+. Asta înseamnă o modificare a structurii
care există în acest moment și care oricum în 15 ani s-a depreciat, care să asigure un transfer cât mai lent de temperatură și să asigure o recuperare energetică aproape de 100%. Și ce este, să zic așa, cu elemente noutate, să avem angiografe, avem dotare CT, RBN, angiograf biclar, alte echipamente medicale care țin de ultima generație, chiar și o mică secție de mare aș, de 5 paturi, plus o dotare cu 209 paturi digitalizate. Paturi moderne, paturi care într-un fel sau altul nu mai au nevoie de alte echipamente pe lângă aceste paturi, echipate complet. Fondurile europene, așa cum le-am spus, 95%, buget propriu 5%, valoarea e de 289.320.000, 261 și cuprinde trei etape. Parte de execuție, proiectare, execuție și execuție lucrări, parte de dotare și parte de IT, de infrastructură IT. Eu sper ca să-l vedem cât mai curând, dat integrat în Spitalul Județean de Urgență. Cu ocazia asta rezolvăm și partea de spațiu din cadrul Spitalului Județean de Urgență, unde sunt nemulțumiți și încercăm să ne să regândim un pic secțiile în așa fel încât să devină sustenabile pentru Spitalul Județean de Urgență, ținând cont și de spațiile și de secțiile care vor funcționa în cadrul fostului Spital Municipal de Urgență, fostului Spital Municipal Bacău. Cum vă spuneam, da, puteți să trecem mai departe, apoi mai avem lucrări de desfășurare. Tot în cadrul Spitalului Județean, lucrări de recal A, pediatrie, corp A și corp B. Corpul A a fost finalizat și deja este dat în funcțiune. Corpul B mai, se mai lucrează. Finanțarea este din bugetul propriu. Este o lucrare complexă pentru că ține și de faptul că facem lucrări de rezistență și lucrări de rezistență și plus sunt corelate și cu bloc operator pediatrie, unde se leagă un alt proiect al nostru pe nosocomial, în care venim și cu dotări și cu lucrări pe zona blocului operator din cadrul pediatriei. Bugetul total 31.835.990. Lucrarea este în execuție și finalizarea acestei lucrări preconizat la nivelul mai 2024, integral. Vă rog. Tot în acest domeniu, lucrări de extindere și dotare serviciul de anatomie patologică este în execuție, început în martie 2022, cu finalizare în august 2024. O lucrare extrem de necesară, cont de faptul că acolo avem și prosectura, se lucrează într-un spațiu extrem, extrem de strânt și totuși este un laborator extrem de important, extrem de important pentru Spitalul Județean de Urgență, pentru că acolo se fac și analize anatomopatologice. Și fluxul de analize a crescut din ce în ce mai mult. Și spațiul este insuficient. Valoarea proiectului de 15 milioane, aproape 16 milioane de lei, suportat din prin bugetul Spitalului Județean, dar de către Consiliul Județean. Apoi avem extindere și modernizare stației recepție și stocare deșeuri medicale, început în 2022 spre finalizare decembrie 2024, se află în execuție, 1.128.223 din bugetul propriu al Consiliului Județean. Avem un proiect extrem de important la care chiar am ținut foarte mult, deși inițial acest proiect picase, am făcut contestație, s-a reușit câștigarea în extremis acestui proiect.
dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecție nosocomiale, dar nu se referă doar la partea asta, adică se referă la partea asta, asta este proiectul, dar e compus din mai multe, din mai multe obiective. Unul dintre obiective, laboratorul de analiză microbiologică specializată, apoi dotarea spitalului cu echipamente destinate reducerii infecțiilor. Apoi avem, avem și o parte care ține de, aici, de la mai multe secții. Fiecare secție a transmis către noi necesarul, care l-am prins și l-am transmis, l-am prins într-un proiect și l-am transmis către, către prin fișa PNR și uite că s-a reușit și obținerea, și obținerea finanțării. Proiectul se află în, chiar în perioada de implementare, s-a declanșat proiectarea, este proiectare cu execuție, plus și s-a trecut la suntem o procedură de achiziție cu dotare cu echipamente medicale și, bineînțeles, după finalizarea proiectării, demarăm execuția efectivă. Valoarea proiectului, buget propriu 59%, fonduri europene 41%, înseamnă undeva 47 de milioane, 48 de milioane de lei. Noi am venit complementar pentru a putea, pentru a putea, ceea ce nu se asigura pe, pe ceea ce era destinat, am venit cu lucrări suplimentare care le finanțăm, tocmai pentru a avea un, un proiect rotund și care să nu se referă doar, să se refere doar la zona de nosocomială. V-am spus că există o componentă importantă și în bloc operator pediatric care e legat cu proiectul celălalt care vi l-am prezentat. Creșterea capacității de asistență medicală a ambulatorului, să știți că e un, un proiect extrem de important pentru sănătatea patroană, înființarea de laborator de medicină nucleară pe City. Cu ajutorul acestui, acestui aparat, evident că diagnosticul va fi mai exact, un diagnostic imagistic, evident că tot pe fonduri europene, 74%, bugetul propriu 26%. E în perioada de implementare, a început în martie 2023 și finalizarea în noiembrie 2024. Suntem în fază de elaborare proiect tehnic de execuție. Avem tot în cadrul infrastructurii de sănătate. Ne-am bucurat anul trecut că am reușit să semnăm contractul de finanțare, acum s-a declanșat procedura de achiziție publică, perioada de implementare 2023, noiembrie 2024. Este modernizarea și extindere secției de neonatologie a SJU Bacău. Valoarea totală a proiectului e de 9.300.000, buget propriu 21%, buget european 79%. Apoi dotarea, mai avem un alt proiect, câștigat. Finalizare proiect, suntem în faza în care aprobare, suntem în faza de aprobare a contractului de finanțare și ulterior declanșarea procedurii de achiziție publică de Ministerul Sănătății. Noi am depus proiectul pentru cabinetele de planificare familială, dar care se va realiza la nivel național. Proiectul e depus de noi, doar partea de proiectare, doar partea de achiziție o să facă Ministerul, noi vom face, partea de execuție. Păi avem un alt proiect depus spre evaluare, 150 de echipamente hardware, 3 soluții de software, 3 aplicații informatice interconectate, tot pentru sistemul informatic din SJU Bacău și e un proiect tot pe fonduri europene, tot pe PNRR, 5.289.669 e faza de evaluare. Sperăm că de curând să-l avem
să-l avem aprobat. Avem două proiecte aici, avem două proiecte. Primul proiect, care mi se pare extrem de important, noi am făcut doar pași de a elabora documentația și suntem în faza în care avem studiul de fezabilitate actualizat, avem obținut autorizația de mediu, suntem și elaborăm caietul de sarcini. E un proiect extrem de ambițios și extrem de necesar și aș putea spune că e un proiect pilot la nivelul, să zic, a regiunii Moldova, construire centru paliative și recuperare pediatrică. E un proiect care se leagă, evident, cu pediatria. Am identificat trei surse de finanțare, de fapt două surse de finanțare. Încercăm să mergem pe programul operațional de sănătate, să-l depunem acolo, o valoare destul de mare, de 101 milioane lei, sau prin BEI, prin împrumut guvernamental la nivel național. Atunci când se va lansa aplicația de finanțare sau cea de-a doua sursă de finanțare, îl vom depune. E un deziderat să realizăm la Bacău un centru de paliative și recuperare pediatrică, care cred că este extrem de necesar. Un al doilea proiect care se află cam în aceeași fază, doar că avem un PTH actualizat, avem proiectul tehnic de execuție actualizat, urmează să aprobăm indicatorii tehnico-economice în cadrul Consiliului Județean, un proiect de 88 de milioane. Pe sursă de finanțare de depus, pe BOS, pe proiectul operațional de sănătate sau BEI și, evident, contribuția și bugetului local. Cam asta este partea de infrastructură de sănătate de la nivelul Spitalului Județean de Urgență. Așa cum am spus, avem spitalul din București, Spitalul Orășenesc din București, unde avem furnizare de echipament pe BFT, 9.527 tot proiectul, bugetul propriu și buget de stat. Bugetul propriu, mă refer cu bugetul propriu Consiliului Județean și contribuția, asocierea cu UAT Bucuș. Perioada de implementare octombrie 2023, mai avem câteva luni să finalizăm mai 2024, bineînțeles, împreună cu Spitalul Orășenesc Bucuș. Apoi avem reabilitare, modernizare și extindere ambulatorului Spitalului Orășenesc din Bucuș, bugetul propriu îl asigură Consiliul Județean în 35%, contribuții UAT 65%. Perioada de implementare 2022-2024 decembrie. Se află în implementare, în execuție. Ca atare, pe infrastructura de sănătate, avem 13 proiecte, dintre care 11 la SJU Bacău, 2 județi. Valoarea totală a proiectelor e de 621.762.549.622 milioane. Pe fonduri europene 314 milioane, buget propriu 100, buget de stat 1.500.000, cele care sunt în curs de aprobare 5.289.000. Contribuția materiilor de aproximativ 4 milioane. Și bineînțeles, cele care sunt în așteptare, aproape 200 de milioane de lei. Trecem la infrastructură rutieră. Așa cum am prezentat și pe cele finalizate, avem 17 proiecte. Din cele 17 proiecte însumează undeva aproximativ 690 de milioane, 119 km de lucrări de investiții. Ce vreau să remarc în cadrul acestor proiecte, cel mai important proiect care vrem să-l demarăm, să fie corespondentul axei strategic, și care va fi finanțat pe BOR 2021-2027, o valoare de undeva 334 de milioane, va lega Sascut, deci E85,
cu DN11 în zona Onești. Și tot acel traseu se va reface complet. Bineînțeles, asigurând de la scurgere, eu știu, șanțuri plus, asigurând dacă sunt niște condiții pentru a depune, că nu a apărut ridul, dar știu că sunt anumite condiții care să-l facem cu stații de încărcare electrice. Va fi un proiect ambițios, poate cel puțin la fel de ambițios ca cel din, de pe axa strategică Neamț-Vrancea, ce face podul Turcu. Avem 5 proiecte. Avem 5 proiecte pe PNDL. Cele 5 proiecte pe PNDL avem 5 proiecte pe PNDL. Dă un pic înapoi, te rog. Pe Angel Salin, nu PNDL, Angel Salin. 142 de milioane și care vor cuprinde 5 drumuri de realizat. O să ajungem și la ele, să vă spun în ce fază se află fiecare. Unul singur l-am însemnat la începutul anului, un proiect care leagă Giosen de Pâncești, pe zona de est, și celelalte patru sunt în fază de desemnare câștigător, s-a desemnat câștigătorul, dar avem contestația. Apoi avem modernizare Parava Doia, calea Caraclăul în municipiul Onești, tot asociere, Lipova, Neamț Lipova, limită cu județul Vaslui, apoi Poiana Helegiu în zona DG117B, apoi reabilitare, limită de județ Vaslui, limită Fântânele, Vulturemi, Parincea, DG252, Roșiori, Pădurec, Giosen, Pâncești, care l-am enumerat prin Angel Salin, Dăminești, Neamț, la fel, Trosun, Sărata, Bălcescu, DG119, care e aici și tot prin Angel Salin, DN2F, Săucești, toate aceste proiecte, repet, apoi avem reabilitare, Tătărești, Corbasca, 15 km, podul de peste DG137, peste râul Grotuș în Comuna Palanca, o asociere cu Comuna Palanca, de 14 km, reabilitare și modernizare, drum în asociere cu dealul Morii pentru realizarea unui drum către Mănăstirea Sfântul Cuvios Antipa de la Podești, modernizarea apoi drumuri peste râul Taslău, Sat Matei și Șești, Comuna Sândulei, lucrări de consolidare zona Chira de DG117, modernizare Pădurenii, Ieși, Gura Văiei, județul Bacău, evident județul Bacău. Și de ceea ce vă spuneam, de punere pe poră în 2021-2027, vreau să scoatem la proiectare cu execuție, de curând cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, DG119, DN2, Vareseacu, Cufuga, Orben, Drăgușan, Parava, DG206, Parava, Rădoaia, Dubrava, Temelia, Gura Văiei, Onești. Deci ceea ce ar rezolva, poate ar fi o rută alternativă de transport. Valoarea totală a proiectului, 334 de milioane. Ce s-a întâmplat? Deci avem 17 proiecte lucrări de investiții în derulare, 119 km, valoare totală 790 de milioane. Avem un proiect câștigat. Semnarea contractului de finanțare va fi în martie. Se referă la implementarea inteligenței artificiale în sectorul public prin identificarea de modele de bună practică,
un proiect câștigat de către serviciul de din cadrul Direcției de Infrastructură de la inițial a fost dezvoltare durabilă și s-a datorat principal faptul că facem parte dintr-o asociere cu mai multe localități, mai multe localități și din diferite țări europene. Iar acest proiect e evident un proiect futurist, descrierea este extrem de interesantă. Valoarea proiectului e undeva de 9.100.000 de lei, din bugetul propriu 10%, fonduri europene 90%. Și avem pentru infrastructură pentru cultură. Avem 6 proiecte extrem de interesante, toate, și care sunt în general pe municipiul Bacău. Bugetul propriu este de 54 de milioane. Valoarea totală a proiectului este 205 milioane, dar bugetul propriu 54 de milioane, PNRR 20 de milioane, AFM prin AFM 13 milioane, 14 milioane. Mai avem 2 proiecte care sunt în decurs de depunere de 15 milioane și avem și o asociere cu Arhiepiscopia pentru Casa Sterian, care are și o contribuție proprie de 1,5 milioane. Noi venim cu diferența pentru finalizarea. Și avem primul proiect care este deja în execuție, mai 2023, decembrie 2025, finalizare, buget propriu 10%, prin fondul de mediu, 15 milioane, va reabilita această clădire emblematică Ateneu din Bacău, bineînțeles pentru Filarmonica Gaia Jora. Se va realiza și un alt proiect complementar în interiorul, pentru dotări în interiorul clădirii, nu doar partea de eficientizare energetică. Valoarea de 15.200.000. Apoi avem lucrările de intervenție la mult discutată și mult solicitată de către cetățeni a imobilului Casa Vasile Alexandri. S-a reușit adjudecarea acestui proiect, este în fază de execuție, s-a declanșat ordin de începere a proiectării, e proiectare cu execuție, tocmai ca să finalizăm cât mai repede acest proiect. Martie undeva 2026, noi sperăm mai repede, martie 2026, să realizeze acest proiect. Apoi, reabilitare și eficientizare energetică, extinderea complexului muzeal Ilian Antonescu. Știți că au fost nenumărate discuții pe 2 proiecte complementare, oarecum sunt complementare, realizarea bibliotecii în spațiu vechi, în spațiul complexului muzeal Ilian Antonescu și extinderea Muzeului de Artă, de pe Titulescu. Se va realiza o construcție nouă de 1000 de metri pătrați care să preia tot ce avem în complexul muzeal Iulian Antonescu. Așa vom avea într-un singur loc complexul muzeal, iar construcția, așa cum o vedeți din proiectare, noi suntem în faza în care s-a terminat proiectarea și suntem în perioada de finalizare achiziție, execuție, lucrări. Chiar suntem în faza în care am desemnat câștigătorul, dar suntem în fază de contestație. După trecerea perioadei de contestație, vom semna contractul de execuție. Bugetul propriu este de 87%, PNRR 13%, realizăm o clădire nouă, tocmai asta, eficientizăm clădirea existentă și realizăm o clădire nouă. Vedeți cum apare în imagine, așa apare și în proiect. Este realizat chiar într-o manieră în care să ne asigure prezentarea operelor de artă sau a patrimoniului într-o manieră modernă, într-o manieră în care să fie propice această clădire, să fie propice pentru prezentarea patrimoniului pe care îl are complexul muzeal Ilian Antonescu. Valoarea totală e de aproximativ 35 de milioane cu finalizare undeva iunie 2025.
Așa cum vă spuneam, transformarea complexului muzeal Iulian Antonescu de pe 9 mai, schimbarea destinației Biblioteca Județeană, nu va fi doar o Biblioteca Județeană, să zic, obișnuită. Acolo vor avea loc evenimente culturale și compusă în două chestiuni. Un spațiu verde. Spațiu verde e un fel de părculeț lângă muzeul, lângă bibliotecă, cu platforme, cu acoperiș, cu spațiu verde și cu realizarea unor zone propice pentru citit, dar și pentru socializat. E pusă undeva între cele două, așa e și construcția, ce e interesant, între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, la mijloc se află acest edificiu pentru cultură și realizăm o pasarelă care se ducă prin exterior, dintr-o parte în alta, din fața muzeului actual, din fața viitoare biblioteci, către Părculeț și către zona, către Catedrala Catolică. Valoarea proiectului e de 32 de milioane, 33 de milioane, pe NRD 49%, ceea ce am să facem noi suplimentar, bineînțeles, să cheltuim neeligibile, a fost semnat deja contractul de execuție. Avem un proiect reabilitare și modernizare clădirii Vivariu Bacău, în perioada de implementare octombrie 2023-2025, e în etapa de achiziție a PTH-ului. Intenționăm sursa identificată pentru a depune pe proiect și a putea fi finanțat pe reabilitare energetică în programul regional, pe programul regional Nord-Est 2021-2027, axa 3. Valoarea proiectului este de 16 milioane, aproximativ 16 milioane de lei. Și bineînțeles care va reabilita toată zona, toată acea clădire, care se prezintă așa cum o știți. Mai avem un element de patrimoniu, reabilitare imobil Casa Sterian, sursă 56% de la noi, contribuția arhiepiscopie 44%, e realizat în asociere cu Arhiepiscopia Română și Abacului și finalizare în decembrie 2024, se află în execuție. Trecem la infrastructură pentru asistență socială. Avem trei proiecte în valoare de 43 de milioane, granturi norvegiene, nu le mai detaliez pe fiecare parte ca să nu... Și asigur, Bacău, un proiect care e în derulare cu Francia, apoi centru de servicii de recuperare neuromotorii de tip ambulatoriu, asigurarea incluziunii sociale și recuperarea centrului vicios și de la asistență socială trecem la infrastructură sportivă și de aliment, un proiect așteptat de majoritatea băcăuanilor din municipiul Bacău și nu numai, cred că și din județ. O valoare a proiectului de 79 de milioane, suntem în faza în perioada de implementare în februarie 2022, cât a durat studiul de fezabilitate și dezbaterile publice și cu finalizare în octombrie 2024. Suntem în stadiul în care am desemnat câștigător. Mai avem, de asemenea, se realizează din bugetul propriu, deocamdată, dar avem și varianta de depune pe noul Bauhaus European, ediția 2024, pentru că este un proiect inovator, un proiect unic la nivel național și cred că poate să îndeplinească condițiile de a fi selectat pentru unicitatea lui și pentru faptul că realizează o regenerare urbană. E compusă din pistă de atletism, pistă de alergare, pedal trail, mult centrifugal pentru alergare este pentru mărirea capacităților de viteze, mărirea
capacități de ceea ce, ca să pot să exprim mai concret, se referă la faptul că acel bol centrifugal înlocuiește partea de antrenament pe interval, care crește viteza de alergare. E interesant, sperăm, contează tare mult să se realizeze cu exactitate. Altfel nu o să aibă acel efect pentru care a fost proiectat. E luat după modelul din Odense, Athletic Park Exploratorul, și chiar e o chestiune inovatoare, dezvoltarea vitezei la alergători. Apoi avem pistă de pump track, clădire multifuncțională sanitară, dar care va fi și o zonă de socializare, cu servire de cafele, în zona în care se și vede. Apoi traseu cu obstacole, lac de agrement, zonă de aruncare a ciocanului. Cred că nu văd aici, dar sigur este și o zonă de antrenament, mă refer la partea de un teren multifuncțional și perioada de implementare februarie 2022, octombrie 2024. Mai departe, infrastructură de învățământ, avem două proiecte în valoare de 134 de milioane, PNRR 125, buget propriu și buget de stat. Dăm mai departe ca să putem explica, cred că unul cel mai mari câștiguri pentru județul Bacău îl reprezintă câștigarea acestui proiect pentru învățământ dual, campus integrat pentru învățământ dual. E un proiect în care nu e Consiliul Județean este partener alături de Primăria Bacău, alături de Eurostar, Sud-Oriental, Colegiul Carpen, Liceul Tehnologic Angel Salinii, dar să știți că acest proiect ambițios și extrem de necesar, mai ales pentru piața băgăoană, pentru piața de muncă băgăoană, a avut foarte multe piedici. Se desemnase la un moment dat doar două proiecte la nivelul Moldovei, regiunii Moldovei, și totuși prin efort politico-administrativ s-a reușit deblocarea acestui proiect și punerea pe aprobarea finanțării, care nu e de aici de acolo. Vârful de lanță îl reprezintă Universitatea Vasile Alexandrii, dar avem și noi contribuția de bugetul propriu de 6%, PNRR 94% și valoarea totală a proiectului este de 129 de milioane, aproape 130 de milioane de lei. Perioada de finalizare la nivelul, suntem în stadiul în care se semnează, trebuie semnat, a fost aprobat, trebuie semnat contractul de finanțare. Te rog. Și avem două proiecte oarecum mai mici, partea de dotare la demobilier și materiale didactice, echipamente la unități de învățământ preuniversitar și unități conexe, de 4 milioane jumătate, PNRR 81%, 19% contribuția bugetului de stat, mă scuzați, în desfășurare procedurii de achiziție. Decembrie 2024, finalizare. Apoi, alte investiții, plan de acțiune local și european pentru lupta cu sărăcie energetică, un proiect de 8 milioane jumătate, fonduri europene 89%, buget propriu 11%. Contract de finanțare trebuie să se contract de finanțare semnat în 2023, în decembrie. Apoi avem finalizarea unui proiect care urmează să-l depunem. Nu, este depus pentru parc fotovoltaic de 12 milioane, pe fondul de modernizare 90%, pe bugetul propriu 10%, se află în evaluare finanțare. Avem alte investiții, bineînțeles,
investiție emblematică pentru județul Bacău, Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău, care, după un drum sinuos, în care am avut mai mulți constructori, anul trecut am reușit rezilierea cu fostul constructor care nu reușea să se încadreze în termenele asumate și în graficul de execuție a lucrărilor. Data care s-a rezilierat contractul, suntem în fază de expertiză tehnică, de rest rămas de executat și de scoatere din nou la licitație a restului rămas de executat. Din contractul vechi s-au putut executa în câțiva ani doar 1.700.000. Și avem alte investiții în asociere, modernizare infrastructură școlară în Săucești, 7.976.000, reabilitare, modernizare și dotare școală din Colt, 3.575.000, bineînțeles, bugetul propriu, când spun buget propriu, e bugetul CJ-ului și contribuția UAT-ului separat la viața cu USE, 38%, 62%, în funcție de necesități, reabilitare, modernizare și dotare școală, sat, lete veche, comuna lete veche, escavada Zemeș Park, 35.000.000, din care o parte, ăsta e valoarea totală a proiectului, dar noi venim cu o cofinanțare la acest proiect, în asociere, restaurare, modernizare și dotare, clădire, patrimoniu, transformare în Muzeul Moinești, probabil se va denumi Tristan Țărac, bugetul propriu 90, contribuție de 10%, undeva 10.000.000 de lei în totalitate, cu o contribuție și în asociere cu UAT Moinești. Cam astea sunt toate proiectele, ca un total a tuturor proiectelor, după cum vedeți, infrastructură de sănătate, 622.000.000, infrastructură rutieră, 689.000.000, aproape 790.000.000, infrastructură de învățământ, 135.000.000, infrastructură de pintură, 105.000.000, alte investiții, 98.000.000, la ce mă refer, alte investiții, înseamnă asocieri cu comune și cu localități de județul Bacău, infrastructură sportivă 79.000.000, infrastructură socială 43.000.000 și digitalizare 9.000.000. Fonduri europene 838 de milioane de lei, buget propriu 458.000.000. Mai sunt în curs de depunere proiecte de 205.000.000, așa cum vi l-am prezentat, buget de stat 255. Contribuție OAT-ului, acolo unde avem asocieri, 16.000.000, în curs de aprobare urmează să fie, urmează să fie aprobate 5.300.000 și fonduri publice cu parteneri puse în bursă comun, aproximativ 4.000.000. În total de investiții, la nivelul întregului județ Bacău, este de 1.782.783.000.000, respectiv 358.000.000 de euro. Aceste proiecte, evident, că, așa cum v-am arătat, nu se termină într-un an de zile. Sunt proiecte multianuale, sunt proiecte care, o parte, se vor termina în 2025, 2026, chiar și 2027. Avem porul, care probabil va dura 3-4 ani, vom vedea, și, dar, important, ce este de remarcat și ceea ce vreau să remarcați și noastră, că, în primul rând, avem o structură bazată pe strategia de dezvoltare a județului. Doi, prioritar, sunt câteva domenii, sănătate, învățământ, cultură, evident, și infrastructură rutieră, zona socială, partea ei de importanță, cam toate le-am structurat pe domenii de interes și domenii de interes pentru, evident, pentru cetățeanul din județul Bacău și din municipiul Bacău. Avem 5 proiecte pe municipiul Bacău. Fostul spital municipal, biblioteca, muzeu și ATM-ul,
Apoi ne-am extins și în alte zone, unde avem asocieri. Acolo unde au fost necesități, noi sperăm ca aceste proiecte, zic o parte îndrăznețe, pe cât de îndrăznețe, pe atât de unice, cum este Athletic Park, va face din județul nostru, inclusiv din municipiul Atro, un județ atrăgător și un județ care să fie la standardele anilor 2024-2025. Dacă sunt întrebări. Vreau să vă pun întrebările. Ați vorbit de infrastructura pe apă. Infrastructura pe apă? N-am. Am făcut o comparație, că noi, am spus în felul următor. Am făcut o comparație, că noi în județul Bacău nu putem să avem un transport maritim. Am făcut o comparație în sensul în care noi trebuie să ne axăm pe ce avem noi. Nu suntem în zona Constanței să promovăm un asemenea proiecte de... Vorbeam de investițiile de la CRAB. De investițiile la CRAB nu sunt în cadrul Consiliului Județean. Noi suntem în cadrul Consiliului Județean. Și proiectele care sunt în cadrul Consiliului Județean și în care are partea de cofinanțare, le-a scăzut aici. Nu este serviciul nostru? Nu este serviciul. Se face confuzie. Și de multe ori se face această confuzie care se transmite din vorbă în vorbă către cetățenii județului Bacău. Una este ADIMO, vă rog să mă ascultați. Una este ADIMO, care ține de o asociere în care li s-a delegat, care înseamnă monitorizare și gestionare a unor proiecte, prin care s-au obținut proiectele, inclusiv cele la CRAB. Și una este acționariatul. Noi suntem acționari minoritari. Municipiul Bacău este acționar majoritar, 51%, puteri de decizii pe acolo. Deci nu are Consiliul Județean, a vorbit de instituțiile, de subordine, de asocieri cu localități și de dezvoltarea județului Bacău în ceea ce privește unde contribuie cu bani. Atunci ați prezentat proiectul mare? Am prezentat în calitate de președinte ADIMO. Nu în calitate de președinte al Consiliului Județean. Așteptăm atunci și conferință. În orizont de așteptare al acelui drum, ce leagă de 85 de iese din gura voi și ajunge la Unești. Da. N-am fost atentă, recunosc, la prezentare. Vreau puțin să vă dezvoltați, pentru că e un drum care va dezvolta foarte bine zona. Deci acest proiect pentru a putea fi, în momentul de să avem să depunem ca sursă de finanțare și e pe nou exercițiu financiar 2021-2027 când a apărut. Noi ne-am pregătit cu acest proiect, îl scoatem la licitație, facem proiectare cu execuție. Eliminăm anumiți pași falși, să zic, în zona administrativă și scoatem proiectare cu execuție ca atunci când se va ieși chidul și va trebui depus proiectul, să depunem proiectul tehnic, să accesăm și să avem și deja executantul lucrării. Ca atare, până când iese, noi ținem de partea birocratică din zona de renovare, până când nu iese ghidul de finanțare, se va lansa apel pe acest proiect, dar suntem în faza în care am zis să scoatem la licitație proiectul. Proiectare cu execuție, să-l avem pregătit în așa fel încât să-l depunem ca proiect și execuția să o... Am înțeles. Mulțumesc. Da? Alte întrebări? Bun. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru participare. A fost un pic lung, dar nu puteam să sar peste niciun proiect. Nu știu dacă... Sper că e și interesant. Dacă doriți materiale, îmi spuneți. Vă mulțumesc frumos și vă doresc și eu un an bun. Și sănătos să vă mulțumesc.